Am vorbit în biserică să spunem nu, să nu ni se tulbure inima. Am spus că o să vorbesc și despre cum să biruim frica. Am avut musafir, n-am putut să mă țin de promisiune, dar astăzi, în această dimineață, aș vrea să vorbim despre aceasta. Este o realitate tristă care o găsim câteodată. Dacă ne uităm în scriptură și în viața credincioșilor, avem o chemare, avem un statut, avem lucruri care ni le-a dat Domnul, putere, autoritate și nu trăim întotdeauna la standardul, la chemarea, la abilitatea, la puterea care ne-a dat-o Domnul. Și găsim aceasta în scriptură și o realitate tristă unde poporul fugea dinaintea filistenilor. Am să citesc două versete din 2 Samuel, capitolul 23, versetele 11 și 12, este vorba din unul din vitejii lui David. Și spune, după el, Shama, fiul lui Age din Harar, filistenii se strânseseră la lehi, acolo era o bucată de pământ semănată cu linte. Și poporul, poporul Domnului, fugea dinaintea filistenilor. Șama, acest viteaz lui David, s-a așezat în mijlocul ogorului. L-a apărat și a bătut pe filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire. Aș vrea în acest mesaj să vorbesc despre cum să biruim frica. Câteodată trebuie doar să spunem nu. Și avem momente când simțim, vine frica, nu lăsăm să ni se tulbure inima. Dar găsim în viața noastră câteodată, dacă ne uităm în istoria vieții noastre, ne uităm de-a lungul anilor la anumite capitole din viața noastră, anumite subiecte la care am căzut. Când ne gândim la acele subiecte, ne bate inima nu mai avem liniște, avem frică și de obicei fugim. Domnul are un plan pentru fiecare suflet care este în această dimineață aici prezent și fiecare care ne urmărește online. Fără îndoială, Dumnezeu are un plan, o chemare, un plan minunat. Deavolul știe treaba aceasta, iar arma preferată a vrăjmașului de a opri, de a minimaliza, de a pipernici, chemarea care o are Domnul pentru noi este frica. Aceasta este arma lui preferată. Și aș dori astăzi să ne uităm la acest viteaz din Scriptură, la Șama, un om curajos. Hollywoodul, legendele și biografiile seculare definesc pe un viteaz ca fiind uh, cineva care nu este niciodată frică de nimeni și de nimic. Un fel de supermen, așa. Lucrul acesta, desigur, că nu este real. Dar ne este proiectat în fața ochilor. Apreciez, apreciez așa de mult Cuvântul lui Dumnezeu, care nu exagerează și nu minimalizează. Biruințele, înfrângerile punctele forte, punctele slabe a oamenilor spirituali. Și aceasta Domnul a lăsat în Scriptură ca fiecare din noi să avem speranță, să avem o nădejde. Dacă Dumnezeu a lucrat așa cu cineva din Scriptură, poate să lucreze și cu mine. Primul punct care aș vrea să spun în această dimineață este că fiecare copil al lui Dumnezeu este chemat să fie un viteaz. Fiecare copil al lui Dumnezeu este chemat să fie un viteaz. Tânăr, bătrân, bărbat, femeie, nu contează. Și aș vrea să ne uităm la un alt viteaz din Scriptură, să vedem cum face Domnul treaba asta la Gedeon. Și Gedeon stătea, bătea grâul în teasc în ascuns de frica madianiților, era frică să nu fie prins și Domnul vine și îi declară ceva, spune, Îngerul Domnului s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon, desigur, că s-a la Angel și are you sure că vorbești cu mine? nu vezi că de fapt mi-e teamă și îmi este frică. Și Domnul are anumite uh, afirmații în Scriptură care le declară despre noi, despre copiii Lui. Și ne uităm la acele afirmații de multe ori și spunem, well, lucrul ăsta nu e real în viața mea, it's not true. Aș vrea să spun că atunci când Domnul îți vorbește, el nu vorbește de starea ta în care te afli, ci vorbește despre potențialul care l-a pus el în tine. Când i-a zis lui Gedeon, Domnul este cu tine, viteazule, îi spunea lui Gedeon ceva care el, Gedeon, nu era conștient de potențialul care era în el. Și același lucru ne-l spune Domnul nou. Domnul este cu tine, viteazule. Are you sure? Da. Domnul vorbește la potențialul care este în tine. Gedeon a dovedit că a fost vitează. Nu pentru că nu a avut frică, nu că nu a avut de a se lupta cu teama, ci pentru că a acționat la cuvântul lui Dumnezeu. A spus, Doamne, dacă așa spui Tu despre mine, dacă lucrul acesta este adevărat, am să-mi asum, îmi înșusesc acest adevăr și merg înainte. Un viteaz spiritual este acela care crede cuvântul lui Dumnezeu și demonstrează lucrul acesta pășind înainte prin credință în ciuda la ceea ce simte, în ciuda la frica cu care se luptă, în ciuda, așa zisilor, realități care le vede cu ochii aceștia firești pe plan pământesc. Fiecare copil al lui Dumnezeu este chemat să facă același lucru. Același potențial de viteaz care a fost în Gedeon, care a fost în Șama, este în fiecare copil al lui Dumnezeu. Problema este că de cele mai multe ori, sau dacă nu de multe ori, acest potențial rămâne nerealizat. Deavolul nu biruiește pe credincioși pentru că el este mai tare. De multe ori biruiește pe credincioși pentru că reușește să-i amăgească, să-i păcălească, că el, deavolul, este mai tare decât ei. În 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 8, scria Petru, fiți trei și vegheați. De ce? Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Caută diavolul să găsească pe cineva care să fie susceptible to fear. Care e gata să fie intimidat la așa zis răcnetul lui. Am avut un coleg care era fascinat despre Africa și a avut mai multe trips în Africa. El era coleg de servici și ne întâlneam în birou des. Și îmi spunea ceea ce a fost surprins când a fost în Africa, într-un safari din acesta, care a mers cu cortul, o că avea ghid înarmat până în dinți erau, dar spunea el când auzeam leul, răcnetul acela de leu noaptea, spunea că the ground was shaking, a zis că așa teroare nu a trăit în viața lui. Și a zis că a, eram înarmați. Așa face vrăjmașul. Și animalele când au răcnetul acesta, dacă e aproape, începe să o ia la fugă. Fără să-și dea seama, atunci când o ia la fugă, se separă de turmă și cade în capcana leului. Și așa face diavolul. Vine la credincioșii Domnului cu un răcne din acesta. Vine cu imagini de dezastru. Și prin păcate, prin bol, prin acuzații. Are el metodele lui, știe cu ce să păcălească pe fiecare. Și credincioșii de multe ori din panică o iau la fugă și se depărtează de turmă. Tinerii se depărtează de părinți, de familie, de slujitorii de la biserică. Frații se despart de biserică, și devin prada vrăjmașului pentru că nu mai au siguranța aceea care este în turmă. În textul care l-am citit, Israel era subjugat de filisteni într-un mod foarte diabolic. Ca și pe vremea lui Gedeon, lăsa pe Israel în pace, dar când era timpul de recoltă, oamenii să-și ia bunurile pentru care au muncit atunci veneau în forță și luau toată binecuvântarea. Și așa face vrăjmașul, când este vorba, te trudești, să ai job, să vii la biserică, să te duci copiii, să faci tot ce poți. Și când este vorba să te bucuri de familia ta, de copiii tăi, de slujirea care ți-a dat-o Domnul, de chemarea care are Domnul, vine diavolul cu o imagine din aceasta care produce panică și frică și îți fură toată bucuria să nu-ți mai rămână nimic. Mi-aduc aminte cu ani în urmă primeam un telefon de la cineva care membru din familie și spunea că aștepta tare mult să meargă la biserică în timpul săptămânii și duminica dimineața se pregătea, se aranja, se îmbrăca. Și când era timpul ca să se ridice să meargă, înainte să poată să mână, pună mâna pe clan, să începea să-i bată inima dintr-o dată. Dar așa să sară din piept. Și un gând venea. Dacă mergi, inima o să falimenteze, o să mori. Așa panică teribilă intra, trebuia să se pună înapoi jos. Nu putea să se liniștească. Și abia când se liniștea și se uita la ceas, nu mai putea să mergi la biserică. Special era lucrul acesta adevărat, dacă era vorba să fie cină la biserică când era să aibă părtășia cu frații. Și-a dat seama și mi-a spus, este un atac a vrăjmașului, nu o să ți se întâmple nimic. Și într-o zi a zis, acum și dacă mor, eu așa nu mai pot. Am să merg la biserică. Și a început să bată la fel inima, s-a dus și a deschis clanța la ușă, a plecat la biserică. Știi ce s-a întâmplat? A avut o victorie asupra minciunilor vrăjmașului și atacurilor lui. Vrăjmașul lăsa pe Israel în pace tot anul. Îi lăsa să meargă, să-și pună să pune sămânța, să lucreze, să plivească, să ude, să facă toate acestea. Dar când era vorba, ca să se bucure, venea diavolul în forță, venea răcnetul acela de leu. Și se întâmpla ceva când copiii lui Israel vedeau pe venind pe filisteni înarmați, când auzeau strigătele de război, când vedeau armele acelea. Știți ce făceau? Făceau ce făcau de, făceau de obicei. Intrau în panică și fugeau. Spune, și poporul fugea dinaintea filistenilor. Absolut o tragedie. Vine vrăjmașul cu un gând la mintea ta. strigă de război. Acum o să fie sfârșitul și îți pictează o imagine, un scenariu la care te lasă inima și nu fugi fizic, fugi spiritual să te ascunzi. Te încălzești tot, nu mai dormi bine noaptea, ești gata să faci orice doar să scapi de teroarea aceea. Așa făceau evrei. Pur și simplu, luau tot și fugeau să-și scape viața. Și lucrul acesta se repeta aceasta este strategia vrăjmașului care lucrează atât de bine, din păcate. Deavul lucrează într-un mod diabolic. Întotdeauna vine așa, cu panică, cu teroare. Domnul a făcut toate minunile acelea în Egipt, urgiile, a scos pe poporul său și scoate deavolul pe faraon și toată oastea lui să vină și ei să văd între mare și oastea lui faraon. Panică! Aici murim! Nu? Trimite Israel cele 12 scoade, să meargă în țara promisă. Deavolul vine să fure binecuvântarea. Ce le arată? Panică. Ziduri întărite, uriaș, Gata o să fim. Copiii acestea lui Dumnezeu, care aveau promisiunile lui Dumnezeu, care au văzut minunile lui Dumnezeu, fugeau. Zece din 12 au căzut la arma aceasta vrăjmașului Africii. 83%, 83%. Vi se pare normal ca poporul Domnului, ca copiii Domnului, care au promisiunile Domnului să aibă victoria asupra vrăjmașului, să fugă în astfel de circunstanțe? Spune în 1 Ioan capitolul 4, cu versetul 4, Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu, noi, și i-ați biruit pe vrăjmași, pe duhurile întunericului, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Fraților, sunteți conștienți de cine locuiește în inima dumneavoastră prin Duhul Sfânt? Tragedia este, de multe ori, copiii Domnului nu sunt uh, conștienți de adevărul acesta. Trebuie să fim conștienți. Atunci când vine un gând, un scenariu, la mintea ta, care te face să intri în panică, să tremuri de frică. Aș vrea să spun că gândul acela nu vine de la Domnul. Gândul acela vine de la cel rău. Vine direct din gura satanei. Este răcnetul acesta de leu, care răcnește ca un leu. Pentru că adevăratul leu din Iuda locuiește în inima noastră. El locuiește și este prezent în noi. Deavolul nu biruiește pe credincios pentru că el este mai tare. Nu, pentru că îi amăgește pe credincioși să creadă că diavolul este mai tare decât ei. Acum noi auzim atâtea voci. Și întrebarea este, dar cum pot să deosebesc vocea Domnului de, vo de vocea vrăjmașului? Prin simptome. Atunci când mergi la doctor și nu știi care este boala ta, îți face un examen și se uită la simptome. Și după simptome, fiecare boală are câteva simptome. Odată ce ai două, trei simptome, știi clar, aceasta este boala, după simptome. La fel poți să afli care este voia care îți vorbește după simptomele care le produce în tine. Ascultați ce spune cuvântul Domnului 2 Timotei 1 cu 7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Observați, frica nu este doar un sentiment, este a person, este un duh. Și Domnul nu ne-a dat un Duh care ne produce frică. Dar ce ne-a dat El? Un Duh, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. În alte cuvinte, atunci când vine Duhul Domnului să stea de vorbă cu noi, avem câteva simptome care le simțim. Simt că sunt mai puternic. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere. Deci mă simt mai puternic când îmi vorbește Domnul. De dragoste. Domnul îmi vorbește și se spune, dragul meu, te iubesc. Și a treilea, de chipzuință. Poți să gândești rațional, poți să gândești bine. Când vine duhul întunericului, când vine duhul de frică, ai simptomele exact opuse. În loc de putere simți că slăbești dintr-o dată. Îți slăbești genunchii. Îți bate inima. În loc de dragoste, nu mai știi dacă te iubește Dumnezeu. Din contra, te simți condamnat. În loc de chipzuință, să judeci bine, nu mai judeci corect. Devi irrational. Nu mai știi ce să crezi. Și Domnul vrea ca noi să testăm duhurile. Atunci când ai scenarii care vin la, la nivelul minții, ce simptome produc ele în viața ta? După simptome, poți să dai un diagnostic și să știi cine stă de vorbă cu tine. Scopul diavolului este să țină captiv pe copiii Domnului și să, țină, să, să fii slab emoțional, să ai frică, până la punctul acela unde nu mai ești bun de nimic. Îți va aduce tot felul de gânduri și de imagini care produc panică. Diavolul va produce toate simptomele acestea. Când ne vorbește Duhul Sfânt, o să simt că sunt mai puternic, nu mai slab. O să fiu conștient că Dumnezeu mă iubește și o să pot să gândesc bine. Este un Duh de chipzuință. De ce suferă așa de mulți credincioși de frică astăzi? Spune cuvântul Domnului Osia, capitolul 4 cu versetul 6. Poporul meu piere. What a sad statement. Ce tragedie. Poporul Domnului să piară. Nu necesar din cauza la păcat. Din lipsă de cunoștință. Pentru că adevărul întotdeauna te face liber. Mulți credincioși suferă de frică și aș vrea să trecem doar peste câteva lucruri, nu zic că lista este întreagă. În primul rând, păcate active nemărturisite. Dacă avem păcate ac activ nemărturisite în viața noastră, dăm loc diavolului să vină cu acuzații și să trăim în frică. Și Domnul vrea ca noi să rezolvăm păcatele nemărturisite din viața noastră. Dacă nemărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Nu contează ce păcat este. Mi-aduc aminte că am fost în România cu doi ani în urmă și am stat de vorbă cu unul din păstorii de acolo și îmi spunea că a avut o seară de stăruință și a chemat la mărturisire cine au probleme, păcate ascunse. Și a venit uh, o fată din biserică care a spus și ea vrea să mărturisească, a venit la mărturisire. Când a auzit de ce s-a mărturisit fata aceasta, fratele s-a îngrozit. Și întrebarea ei a fost. Mai mă poate ierta Dumnezeu? Și a spus că în mintea lui nici nu era sigur, dar automat i-a venit versetul din Biblică. Dacă noi ne mărturisim păcatele, aceasta este condiția. El, Dumnezeu, este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și a spus, auzi, dragă, în seara asta te rog să nu stăruiești. Pune-te pe ultima bancă și roagă-te Domnului să te ierte. A plecat din ofis. El s-a pus pe genunchi și a zis, Doamne, dacă tu o ierți pe fata asta, mă rog că ea să fie prima botezată cu Duhul Sfânt în seara asta din banca din spate unde este. Asta e semnul, Doamne, care îl cer de la tine. Cine credeți că a fost botezat prima persoană în acea seară de pe banca din spate? Exact fata aceea care s-a mărturisit. Și îmi spunea fratele postar, așa mi-a dat Domnul o lecție de harul, de îndurarea și de bunătatea Domnului și mărturisea astăzi este căsătorit, are familie copii și are o familie sănătoasă în mijlocul bisericii, o dovadă a harului lui Dumnezeu. Fraților, avem nevoie să rezolvăm problema cu păcatul din viața noastră. Oprește binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar dacă noi venim cu sinceritate, la Dumnezeu este dragoste, este iertare, este restaurare, slăvit să fie Domnul. Și Domnul vrea să facă lucrul acesta în biserica noastră. Apoi mulți credincioși suferă de frică pentru că au întărituri ale vrăjmașului la nivelul minții. Anume, argumente false, lucruri pe care le cred, care nu sunt conform cu Scriptura, dar care ele, oamenii cred că sunt adevărate. Frică de moarte, frică de boală, frică de faliment. Uh... Sunt în care diavolul amăgește pe oameni, o alt caz din România, o fată s-a dus la o soră din biserică, o soră mai în vârstă și și-a mărturisit păcatele. Sora aceea s-a uitat la ea și a zis, pentru asta nu te iartă veci Dumnezeu. Fata aceea s-a dus acasă și s-a spânzurat. O întăritură falsă a vrăjmașului, la nivelul minții. Când crezi ceva despre Dumnezeu care nu este adevărat, este important să stăm în cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, alți credincioși stau sub frică din cauza la impersonare. Adică gânduri teribile ale vrăjmașului care vin la mintea noastră la persoana întâi. Ca să te facă să crezi că tu crezi lucrul acela. Și vine și spune, eu vreau să fac așa și un păcat, este ceva teribil. Și pentru că vine la persoana întâi și noi suntem inconștienți că o face treaba asta, că vine să te impersoneze pe tine, ne simțim vinovați de ceva care nu suntem de acord. Știu că un prieten de-a meu a venit la mine și a spus, nu mai pot. Uite ce gânduri am eu. Ce fel de este eu dacă am astfel de gânduri? Și el era devastat, nu mai avea nicio credință să se roage, pentru că cum pot să mă rog eu dacă am astfel de gânduri? Și l-am întrebat așa, dar tu ești de acord cu gândurile astea? Vrei să faci lucrurile acestea care spun gândurile astea? El, Doamne, ferește că nu! Atunci de ce te identifici cu ele? Este vrăjmașul care vine să vorbească la persoana întâi. Apoi vine diavolul prin imagini păcătoase la nivelul minții. Cu o imagine păcătoasă și te face să simți anumite lucruri în trupul tău și după aia spune, ăsta ești tu. Și întrebarea este aceeași, dar tu vrei să-ți imaginezi astfel de lucruri? Dacă răspunsul este nu, atunci nu te identifica, este vrăjmașul. Apoi, acuzații de neascultare la gânduri instante. Sunt frați care sunt așa de credicioși în biserică, care întotdeauna vor să facă voia Domnului. Și se transformă diavolul în înger de lumină și vine și îți sugerează să faci ceva care aparent este bun dar care nu vine de la Domnul. Dacă ar veni să-ți spună că să faci un păcat, știi, asta nu poate să fie de la Domnul. Dar când îți spune să faci ceva bun. Și de obicei, este ceva care te simți inconfortabil, care este peste abilitate. Și dacă nu faci lucrul acela, nu mai ai... Vine vrăjmașul imediat și îți arată cu degetul. Cum să te asculte Dumnezeu când tu nu asculți? I-am cerut dreptul soției mele, Violeta, să-i dau un exemplu din viața ei. Am vrut să vă spun lucrul acesta pentru că a suferit de treaba asta. Eram cu mulți ani în urmă în Modesto și era la noi în biserică o soră, zicea sora Icuța, care a avut mai multe operații la spate și acum era într-un wheelchair, într-un scaun cu roți din acesta. Și la momentele cele mai inoportune venea un gând, du-te și ajută o pe sora Icuța. Și parcă nu avea așa trecere cu sora Icuța și... Săraca se stătea și ezita și după aia spunea, uite, cred că Domnul mi-a vorbit să mă duc la sora aicuța și, și nu m-am dus. Și pierdea orice credință și nădejde că o mai ascultă Domnul când e așa de neascultătoare. Treaba asta s-a întâmplat de mai multe ori și am spus, dragă, fii liniștită că nu-i vocea Domnului. Când am văzut că nu se rezolvă situația, am zis, dragă, știi ce faci? Data viitoare când mai vine gândul ăsta, lasă toate lucrurile, lasă tot și du-te și probează lucrul ăsta să vezi dacă e de la Domnul sau, de, sau nu. Sigur. Într-un moment de presiune, într-un moment inoportun, a venit același gând. Du-te la sora Aicuța și ajută. A lăsat totul, s-a dus și a bătut la ușă la sora Icuța. Sora Aicuța a surprins. Sora Aicuța, aveți vreo nevoie? Aveți nevoie de ceva? Nu, sunt bine. Chiar era surprinsă. Ce cauți pe aici? Și atunci a realizat, era o tactică a vrăjmașului care impersona pe Duhul Sfânt, te pune să faci ceva bun, dar care este peste abilitate, ți este peste mână, nu ești confortabil, ca să cazi sub condamnare și să ai frică că Dumnezeu nu-i mai bucuros cu tine, să nu știi dacă te mai iubește Dumnezeu, să crezi că Dumnezeu este supărat pe tine, să nu mai ai credință. Diavolul se preface și în îngeri de lumină și trebuie să testăm toate duhurile pentru că o să vină să atace pe Sfinții Domnului și așa. Apoi, în a șaselea rând, diavolul va veni printr-o voce care îți va spune că pentru tine nu mai este iertare. Va spune, um, n-ai ascultat de prea multe ori. Ai persistat în păcatul tău one too many times. Ai întrecut limita. Pentru tine nu mai este iertare. Și face pe oameni, credincioșii Domnului, să spună, ok, pentru mine nu mai este iertare, dar am să încerc oricum, poate cumva Dumnezeu o să se îndure de mine. Și niciodată nu mai au credință să vină cu curaj, with boldness, la tronul de milă și de îndurare pentru ce are Dumnezeu pentru ei. În alte cuvinte, îi fură pe credincioși de credință și stau mereu sub o stare de frică, neștiind unde stau eu cu Dumnezeu acum. Îi bucuros, sau supărat pe mine, nu știu, este o frică pe care o aduce vrăjmașul ca să paralizeze pe copiii Domnului. Spunea Domnul Iisus Ioan, capitolul 8, cu versetul 31, Dacă rămâneți în cuvântul meu, aici la cuvânt, sunteți în adevărul cenicii mei. Veți cunoaște adevărul, nu o părere, și adevărul ce va face în viața noastră? Adevărul ne face liberi, slobos, unde suntem bucuroși de dragostea lui Dumnezeu, de ce a făcut Domnul pentru noi la cruce. Suntem liberi să-L slujim. Suntem liberi să ne împlinim chemarea. Vrăjmașul a atacat pe mulți sfinți al lui cu aceasta. Nu știu dacă te iartă Dumnezeu pentru un lucru acela. Aș vrea să te întreb în această dimineață. Ce crezi tu că este mai puternic? Păcatul tău sau puterea sângelui lui Iisus Hristos de -a ierta? Pentru că vrăjmașul ar vrea să spună că păcatul tău este mai mare. Îți spun conform cuvântului lui Dumnezeu. Sângele lui Iisus Hristos are putere să spele și să curțe orice păcat. Are abilitatea să ierte a întregii lumii și a păcatului tău. Credincioșii nu suferă de frică pentru că nu au resuns resursele necesare, ci pentru că sunt ignoranți de resursele pregătite de Dumnezeu, pentru că nu sunt conștienți de ce spune cuvântul lui Dumnezeu de adevăr. Spune cuvântul Domnului, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Acum Domnul ne-a împuternicit pe fiecare din noi ca să facem rânduială cu gândurile și imaginile de la nivelul minții. Pe fiecare din noi. Unii își imaginează că Gândurile doar vin, eu nu am niciun control la acestea. Gândurile pot să fie din trei surse, pot să vină de la mintea mea, eu să gândesc un lucru. Poate să fie de la Dumnezeu și poate să fie de la cel rău. Problema este că de multe ori nu cunoaștem sursa, de unde vine gândul. Fraților, noi nu suntem vinovați pentru orice gând sau imagine care este proiectată la nivelul minții noastre. Suntem responsabili însă pentru decizia care o luăm cu gândul acela. Acum vine un pic de confuzie de la un verset din Matei, capitolul 5, cu versetul 28, care de multe ori a fost interpretat greșit. Unde Domnul Iisus spune așa, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui. Și frații spun, dacă îți trece ceva prin minte, ai și păcătuit. Fals, nu este adevărat. Uitați aici, eu vă spun că oricine se uită la o femeie cu scop, ca să o poftească, este vorba despre ceva premeditat. De obicei, diavolul vine cu o ispită, cu o imagine. Să spunem că vedem un portofel plin cu bani, da? Și diavolul spune, fură portofelul cu bani, să ia banii din, din locul acela. Aceasta este imaginea ispită. La momentul acesta, nu sunt vinovat de furt. De bani sau de portofel, doar că mi-a trecut prin cap. Vine conștiința care spune să furi banii din portofelul acela este un păcat. Acum iau o decizie să fac. Să răspund la ispită sau să mă opun. Decizia care o iau în mintea și în inima mea, sunt responsabil pentru acea decizie. Dacă eu am decis, am să fur portofelul acela la prima oportunitate momentul acela sunt vinovat pentru furt, chiar dacă nu ajung să furt portofelul acela. Dacă vine diavolul cu o imagine, cu o ispită la nivelul minții, un păcat anume, nu sunt vinovat de acel păcat. Odată ce vine Duhul Domnului și spune, și conștiința, nu-i bine ce și eu fac o decizie, dacă decid să merg înainte să păcătuiesc, cuvântul Domnului spune, am și păcătuit în inima mea, chiar dacă n-am ajuns să săvârșesc păcatul. Dar însă dacă în mintea mea și în sufletul meu am hotărât, da, sunt ispitit, dar nu o să păcătuiesc. Atunci nu sunt vinovat doar că mi-a trecut prin cap, doar pentru că am fost ispitit. Cum să fiu ispitit dacă nu-mi trece prin cap? Și diavolul vrea să te facă vinovat chiar pentru că ai fost ispitit pentru ceva. Spune, scria Apostolul Pavel 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 5. Noi răstornăm izvodirile minții. Cine răstoarnă argumentele acestea și ispitele acestea care vin la mintea noastră? Cine este responsabil? Noi, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime sau argument care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, împotriva cuvântului lui. Și observați, și orice gând care ne trece prin cap, ce facem cu el? Îl facem rob ascultării de Hristos. Responsabilitatea noastră este să facem ordine cu gândurile cu care ne luptăm. Și... Atunci când vin gânduri care sunt păcătoase, eu spun, eu nu ascund de, de gândurile acestea. Asculte cuvântul lui Dumnezeu. Ascult de Hristos. Mi-aduc aminte, eram la tineret în Portland și un frate a venit la noi la tineret și ne-a dat o imagine, mi-a dat cel puțin mie o imagine care n-am uitat-o niciodată. Și ne spunea, la voi tineri o să vă treacă multe gânduri și gânduri păcătoase prin cap. Și a spus, gândiți-vă, mintea voastră este ca și o casă, da? Și nu poți să oprești păsările să vină să oprească pe acoperi acoperișul casei. Se întâmplă. Dar poți să oprești păsările acelea ca să nu-și facă cuib în casa ta. Și în alte cuvinte, noi nu putem să oprim fiecare gând sau fiecare ispită care vine la noi, dar poți, putem să oprim ca acel gând să nu-și facă cuib în viața noastră. Suntem responsabili să luăm mătura și zicem, get out of here, n-ai ce căuta în viața mea. Uh, Dacă vrem să avem succes în lupta spirituală care o ducem la nivelul minții, avem nevoie să ne facem timp pentru Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu ne îmbracă cu armura Duhului. Dacă citim acolo în Efeseni 6 cu 13, toată armura Duhului care a lăsat-o Domnul pentru noi ca noi să fim victorioși în lupta cu vrăjmașul. Noi ne imaginăm de multe ori că lupta cu vrăjmașul este undeva în afară. Lupta cu vrăjmașul este 99% între urechi, la nivelul minții. Adevărul, atunci când noi stăm în cuvântul lui Dumnezeu, pune sabia Duhului în mâna noastră. Adevărul ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu. Adevărul ne arată că dragostea lui se renoiește pentru noi în fiecare dimineață. De ce? Avem nevoie în fiecare dimineață. Avem nevoie în fiecare zi. Deavolul ne produce frică pentru că nu cunoaștem poziția noastră în Hristos. Și de multe ori suntem inconștienți, nu știm că deavolul nu are nici o putere asupra noastră. Diavolul are atâta putere în viața noastră cât îi dăm noi. Știți, când eram copii și ne spunea că Baobao este în dulap, tremuram de frică că Baobao este în dulap. Dar minciuna aceea producea uh, simptome fizice adevărate. Și de multe ori diavolul sperie pe copiii Domnului cu Baobao cu argumente false care nu sunt adevărate, dar pentru că noi credem că sunt adevărate, reușește să ne amăgească, să tremurăm de frică, să avem toate simptomele de frică, când El în realitate nu are nici o putere asupra noastră. Ascultați ce spunea Domnul Iisus Luca, capitolul 10, cu versetul 19. Ne spune nouă astăzi, iată, v-am dat putere. La, observați, este la trecut. Nu o să vă dau. V-am dat deja, din punct de vedere legal, este al nostru. V-am dat putere. Ce să facem? Să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Peste câtă din puterea vrăjmașului? Peste toată puterea vrăjmașului. Nu pe 99%. Matei, capitolul 16, cu versetul 18, Domnul ne spunea, pe această piatră, adică că Isus este Hristosul, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Domnul Isus ne-a dat deja toată puterea de care avem nevoie să biruim pe vrăjmaș. Spune că a da, peste toată puterea vrăjmașului. Ne-a spus că duhurile vă sunt supuse, duhurile întunericului. De multe ori suntem inconștienți de faptul ce s-a întâmplat la cruce, cum Hristos prin suferința, moartea și învierea Lui a dezarmat pe vrăjmaș în totalitate. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 14. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă tot de în carul lui de biruință în Hristos Isus. Chiar și atunci când nu sunt cel mai sfânt de pe pământ. Da. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință în Hristos, pentru că noi suntem născuți din nou prin Hristos, suntem în El. Coloseni, capitolul 2, cu versetul 15, spune că Hristos a dezbrăcat domniile, este vorba de domniile întunericului, și stăpânirile, și le-a făcut de o cară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Acum, pentru noi, versetele acestea nu are așa de mare însemnătate care avea pentru credincioșii din timpul când a scris Apostolul Pavel aceste lucruri. Imaginea care a dat-o Pavel corintenilor și colosenilor era una foarte bine cunoscută. Atunci când romanii mergeau și aveau o victorie militară, după victoria militară avea o paradă care cezarul sau generalul de război mergea într-un car a biruitorului în față în spate, vrăjmașul care era biruit era dezbrăcat de toate hainele, ca să fie făcut de rușine. Era legat în lanțuri și tras în spate. I se tăia degetele mari de la mână, de la ambele mâini și degetele mari de la picioare. Pentru ca niciodată să nu mai poată să țină o sabie în mână, niciodată să nu poată să țină o suliță și dacă nu mai ai degetele mari de la picioare, nu mai poți să fugi ca să scapi. Și să arăta cetățenilor romani și spunea, de vrăjmașul ăsta niciodată nu o să mai trebuiască să vă fie frică. Era făcut, era tras în pielea goală, în spatele la carul acesta, cu degetele tăiate și era mact. Și li se spunea, de aceștia niciodată să nu vă mai fie frică. Aceasta este imaginea care ne-a dat-o Domnul nouă. Și a spus, am dezbrăcat pe vrăjmaș de toată puterea lui. Nu mai are nicio putere asupra voastră. Voi sunteți cu Hristos în carul lui de biruință. De ce vă este frică de vrăjmaș? De ce să ne fie frică de vrăjmaș când el a fost dezbrăcat de toată puterea și autoritatea care o avea? Dacă vrem să scăpăm de subjugarea vrăjmașului de la nivelul minții, trebuie să luăm o decizie. Trebuie să hotărâm o zi, astăzi, și să ne împotrivim. Șama acesta din textul care l-am citit, an de zile și-a plantat și el o goră de linte și când veneau filistenii, când venea imaginea aceea, sunete de război, o lua la fugă. Și omul acesta, imaginați-vă, vă rog să intrați în pasajul acesta. Văd din nou vin filistenii, se întâmplă din nou același lucru. Absolut toți o iau la fugă. Și omul acesta ia o decizie. Spune, cuvântul lui Dumnezeu spune că unul din ei vor pune pe fugă o mie. Și omul acesta decide să se pună în ogorul lui și o zis, ori e adevărat cuvântul lui Dumnezeu, ori nu este. Astăzi eu am să mă luc cu vrăjmașul. De astăzi nu o să mai fug de frică. De frică. De astăzi pun mâna pe clanță și mă duc la biserică, indiferent de ce se întâmplă. Și Domnul așteaptă la fiecare din noi să hotărâm un astăzi. Astăzi mă pun în mijlocul familiei mele, a vieții mele și când vine diavolul cu toate imaginele acestea, eu n-am să mai fug. Am să mă bazez pe cuvântul lui Dumnezeu și o să vedem ce se întâmplă spune șama Shama s-a așezat în mijlocul ogorului, singur, împotriva la o armată de filisteni. L-a apărat și a bătut pe filisteni. Și Domnul a fost cel care a dat o mare izbăvire. Fraților, momentul când noi ne punem să ne luptăm cu cel rău, când ne punem în ogorul nostru, în familia noastră, în viața noastră și spunem de astăzi mă lupt, se întâmplă ceva, Domnul va da o mare izbăvire. Vă invit în aceste momente să ne ridicăm în picioare și aș vrea fiecare din noi să ne uităm în viața noastră la locul acela unde diavolul a venit cu frică, cu panică, care a terorizat viețile noastre și familiile noastre. Și ca și copiii lui Dumnezeu să ne punem în ogorul acesta și să spunem, de astăzi mă bazez pe cuvântul lui Dumnezeu și n-am să mai sufăr de frică. Să ne rugăm ca Domnul să ne împuternicească, să ne mărească credința și astăzi Domnul să dea o mare izbăvire, așa cum stăm, să ne rugăm.